Hello, hello! Bine v-am găsit! Sunt Mădălina Micu. Și eu sunt Traian Chiariu și haideți să le arătăm și lor, celor de acasă, cam ce se întâmplă în micul nostru studio, ăla minunat. Haideți să vedem. Mă ajuți? Hai! Să facem liniște, că toată lumea muncește. Bună, Magda! Bună! Cu ce te ocupi astăzi? Scriu un reportaj. O, despre ce? Despre apelurile false la 112. A, este multă lume din asta, nu? Desigur. Haideți să trecem mai departe. După cum vedeți, toată lumea muncește aici, toată lumea este pusă pe treabă, așa că trebuie să facem și liniște și trebuie să și cooperăm cu dumnealor. Haideți să luăm așa pe rând. Bună! Bună! Cu ce te ocupi astăzi? Scriu știrile de peste zi. Foarte tare. Și? Vrei să zic ce? Scriu despre niște copilași care au participat la un concurs județean vestimentar, despre un accident rutier cu o victimă, pentru că sunt zile în care sunt destule accidente, și despre bursa locurilor de muncă la care tinerii nu prea au participat. Foarte interesant. Baftă! Okay. Mulțumesc! La fel! Să vedem mai departe. Bună ziua! Bună! Cu ce vă ocupați astăzi? Vă citesc textele voastre și mă minunez în anumite momente. Încerc să le finalizăm și să le dăm drumul pentru voiceover, așa încât ele să fie gata, să fie pregătite. Duminică este ziua voastră, o zi importantă, când vor fi difuzate. Vorbim de o emisiune în cadrul căreia vor fi difuzate știri și celelalte emisiuni pe care le-ați realizat pe parcursul acestei săptămâni. Și credeți că va ieși un lucru frumos? Din câte am văzut până acum, da. Ați muncit, ați muncit mult, ați realizat emisiuni frumoase și sper ca anul viitor, dacă ne vom reîntâlni, să fiți mai bine organizați și sper ca colegii voștri de la Tehnic să-și dea mai multă silință, așa încât imaginile și mai ales sunetul să iese mult mai bine. Vă mulțumim, baftă! Mulțumim și noi! V-am dezvăluit câte ceva din micul nostru studio, așa că acum a venit rândul să dau legătura colegului meu, Traian. Baftă. Mulțumesc, Madalina, am preluat legătura. Sunt Traian Chiariu de la redacția Altfel. Haideți să vedem în continuare cum este atmosfera în acest studio. Bună, Sabina, ce faci? Bună, împreună cu Ionuț lucrăm la montajul documentarului meu, care va apărea de asemenea duminică. Și ce pot să spun, decurge destul de bine. Despre ce este documentarul? Despre Palatul Cantacuzinilor. Bănuiesc că toată lumea a auzit de el, pentru că aici a desfășurat activitatea Clubul Copiilor. Într-adevăr, așa este. Am fost și eu mai demult la Clubul Copiilor acolo și îmi pare rău că s-a închis. Poți să ne spui cam ce cuprinde documentarul tău? Cuprinde istoricul familiei Cantacuzino, foarte pe scurt, și mai mult vorbesc despre arhitectura acestui obiectiv istoric, pentru că pe vremea aceea, în anii 1600, era destul de complicat să faci ce se găsește acum acolo. Foarte interesant, abia aștept să văd documentarul. Succes în continuare! Mulțumim! Haideți să vedem mai departe! Bună ziua! Ce faceți? Montez știrile. Știrile? Care știri? Pentru care zi? Știrea cu 112, cu apelurile false. Da. O adevărată provocare, ținând cont că operatorii au dat dovadă de mici stângăcii. Așa. Trebuie să fiu foarte atent la montaj. Un proiect interesant, o adevărată provocare pentru toată echipa. Vedeți cum vi s-a părut atmosfera în această săptămână aici? Atmosfera la început mai relaxată, dar acum pe final mai tensionată. S-au adunat toate, nu? Pe ultima sută. Da. E mai multe știri, mai greu de montat. După cum ați văzut și voi, majoritatea colegilor vor să fie prezentatori, reporteri și mai puțin tehnicieni. Haideți să vedem ce se întâmplă și în acest studio. Bună ziua! Cred că te întrerupem, ne scuți. Am venit să facem un reportaj. Spune-ne, ce faci tu aici? Pregătesc voice-over-le pentru știri. Pentru știri? Foarte interesant. Și cum a mers treaba ta până acum?
Păi încă o continui. Eu zic că destul de bine. Îmi pare foarte, foarte rău să termină acest proiect. Bună ziua, sunt Amalia Himinciuc, reporter de la redacția Altfel. Mă aflu în fața locului la accidentul ce a avut loc la pe drumul Moțca. Vântul suflă cu Vântul suflă cel mult moderat în toată ziua Nu. Să-ți acum cu ceasul. Intră bine în cadru? Bună ziua, mă numesc Madalina Micu și sunt reporter de la... După cum vedeți, sunt la locul accidentului care a avut astăzi loc. Băi, ce-i cu mine? În urma impactului au avut loc trei accidenți. Nu, deci nu se poate. În urma impactului au avut loc trei victime, printre care și un copil grav avariat. Cu greu descarcerat de către cei aflați în cauză. Nu este exclus să cadă câțiva stropi de ploaie, dar în momentele cu soare vor domina toată ziua. Greșit. Tot. Revistele Pășcănene sunt Cosmina Covrin pentru școala Altfel. Pentru cine altfel? Aromă sau aspect. Acestea sunt ingrediente pentru a-i stimula și pe ceilalți elevi, tinerii cercetași. Din cauza societății în care trăim, am devenit tot mai supărați și mai stresați, așa încât noi ne-am gândit să oferim câte o floare fiecarei persoane, așa încât... Speranța locuitorilor din Pașcani stă în mâna autorităților locale, care deja au început. Bună! Bună! Care de... Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. La revedere! A fost stupid, la revedere! La.